Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 16 aprilie. Trebuie să recunosc, să știți că nu-mi place deloc cum se vede în spate umbra, dar nu am ce să fac, nefiind la birou, lucrăm în sistemul ăsta, momentan. O să încerc să găsesc soluții, da? Asta e. Nu vă uitați și voi la umbre și ascultați doar ce vă vorbesc. Ok. Astăzi, 16 aprilie, o zi în care lucrăm mult pe zona emoțională, lucrăm mult pe emoții, pe trăiri, pe reactivitatea la stimuli externi și e foarte, foarte important să încercăm să păstrăm un echilibru sau o linie de mijloc în tot ceea ce facem, pentru că există o predispoziție spre conflict și conflict izbucnit din senin. Da? Oamenii sunt în regulă până la un punct și după aia, deodată, bum, explodează totul în stânga și în dreapta și te miri de ce este această explozie. Deci, atenție la reactivitate pentru că poate să ne coste mult. Apoi, este o zi în care multe persoane fie se vor confrunta cu probleme financiare, fie este o pierdere de bani în familie, fie este o discuție despre bani sau cum putem să ajutăm un membru al familiei. Deci, legat de bani, dar nu de câștiguri, cât mai degrabă de pierderi, dar nu vă panicați, pentru că este doar o perioadă temporară, este doar un aspect care se întâmplă, după care se intră în normalitate firesc și lejer. E o zi în care femeile nu vor avea foarte multă intuiție, doamnele nu vor avea foarte multă intuiție astăzi, bazați-vă mai degrabă pe intuiția bărbaților. Și să vedem ce se întâmplă din punctul de vedere al tranzitelor. Soarele este în berbec, luna este în vărsător, Mercur este în berbec, Venus este în gemeni, Marte este în vărsător, Jupiter este în capricorn, Saturn este în vărsător, Uranus este în taur, Neptun în pești, Pluton este în capricorn, nodul nord în rac și Chiron în berbec. Și vă invit în continuare să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna pe harta natală în semnul berbecului. Astăzi, berbecii trebuie să fie foarte atenți la cheltuieli. S-ar putea cineva să-ți ceară cu împrumut niște bani, dar îți recomand să găsești o scuză politicoasă și să nu faci greșeala asta, pentru că e ca și cum îți va fura norocul la bani sau sporul la bani. Ori nu mai aveți bani înapoi, ori se vă duceți într-o zonă de conflict legat de bani. Deci nu da bani cu împrumut nimănui astăzi și nu investi. E prima oară, cred, când spun asta unui berbec, dar trebuie să o zic. Nu investi în reparații în casă sau în cheltuieli domestice. Astăzi, numai astăzi, pentru că va fi un sac fără fund în care vei băga bani foarte mulți. De mâine încolo, da, e în regulă, dar astăzi nu. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna pe harta natală în semnul Taurului. Astăzi, gelozia este mărul discordiei, reprezintă mărul discordiei. Mulți tauri intră în conflict cu partenerii sau partenerele lor pe diverse subiecte legate de relații. Este o zi în care taurul trebuie să se centreze mai ales pe muncă, proiecte personale, rutină și încearcă să stai departe de orice sursă de conflict pentru că ești extrem de inflamabil ori tu, ori partenerul tău. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna pe harta natală în semnul gemeni. În cazul gemenilor, lucrurile sunt împărțite în două direcții. În primul rând, o femeie îți dă niște informații greșite.
nu vrea să-ți furnizeze informații eronate. Pur și simplu, ea, la rândul ei, a fost dezinformată. Deci, ai grijă la informațiile pe care ți le dau astăzi femeile sau zvonurile pe care ele le lansează, pentru că nu sunt corecte, nu sunt aliniate deloc la realitate. Partea a doua. Ești unul din puținele semne zodiacale care astăzi discută despre bani și o face productiv. Este o zi în care gemenii pot pune bazele unor proiecte de viitor care să le aducă bani. Deci ești unul din puținele semne zodiacale care are această abilitate astăzi. Să discuți productiv despre bani. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna pe harta natală în semnul racului. Astăzi racii sunt preocupați de finanțe, sunt preocupați de ziua de mâine, niște frici interioare sau niște frici pe care le-ai dobândit de-a lungul timpului se exteriorizează. Deci, ies la lumină niște frici anterioare. Luptă-te cu ele. Nu le permite să preia controlul asupra vieții tale. Este mai degrabă în mintea ta problema. E în mintea ta problema. Nu este la tine. Nu e la tine. Nu se întâmplă. Dai acolo și trebuie să o lucrezi. Și racul rezolvă niște chestiuni foarte importante legate de familie, casă și relații. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna pe harta natală în semnul leului. Astăzi leii au o pierdere de bani cauzată fie de o persoană mai în vârstă, fie în casă trebuie să dai niște bani și contai pe banii ăștia să faci altceva, dar uite că s-a produs o schimbare și trebuie repede să-i dai. Ori într-o reparație, nu știu, poate ți se strică ceva electronic, pentru că vezi că e o mare șansă să fie o stricăciune, o pagubă cauzată de o explozie, un scurt circuit, o problemă la aparatura electronică sau o țeavă care se sparge. Deci să ai în minte explozie, brusc, da? Vine apa deodată peste tine, vine, nu știu, se întâmplă ceva și curg multe lucruri, da? Brusc și neașteptat. Și o să trebuiască să dai neapărat acești bani să repari paguba produsă. O să-i faci înapoi, o să te reglezi, da? Acum deschizi portofelul, despre asta e vorba. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna pe harta natală în semnul fecioarei. Foarte multe fecioare în această perioadă se îndrăgostesc sau flirtează sau le găsim pe site-uri de relații pentru că, nu știu, vă simțiți singure, treceți printr-o criză sau pur și simplu simțiți nevoia să faceți asta. E foarte în regulă. Da, de ce nu? Uneori ai nevoie și de supape, de deversare a stresului. Ce recomand însă tuturor fecioarelor, că presupun că nu toate fecioarele pleacă la agățat acum, deci ce vă recomand vouă ca zodie? Încercați să găsiți o metodă prin care să scoateți stresul și tensiunea. Fie prin sport, fie gătiți, fie faceți curățenie în casă, fie faceți mișcare, fie, nu știu, faceți ceva. Pentru că ați acumulat foarte mult strat peste strat, peste strat, peste strat de stres. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna pe harta natală în semnul balanței. Astăzi balanța nu este foarte abilă în a comunica. Lucru ciudat, balanța stăpânește până la urmă diplomația, nu? Dar astăzi intuiția nu funcționează la cote maxime pentru tine și atunci îți va fi foarte dificil să exprimi cu adevărat ceea ce gândești sau să exprimi într-un mod eficient și pe înțelesul tuturor
ceea ce ai tu în cap. Este o zi în care balanța e foarte bine susținută pe zona serviciului, foarte bine susținută pe zona comunicării, comunicării la serviciu. Atenție, deci una este să vorbești cu cineva față în față și să te exprimi prost și alta este să te duci să prezinți niște rapoarte pe care le ai pe hârtie scrise. Deci la serviciu comunici bine, în viața privată nu ești foarte ok. Și este o zi în care balanța ar fi de dorit să se centreze foarte mult pe carieră și pe activitățile legate de carieră, pentru că azi poți bifa puncte importante necesare ascensiunii tale. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna pe harta natală în semnul Scorpionului. Astăzi o femeie îți dă niște sfaturi foarte bune legate de o investiție, legate de cariera ta sau cu privire la o decizie foarte importantă pe care urmează să o iei. Este o zi în care scorpionii se centrează mult pe finanțe. Nu e momentul marilor investiții și marilor decizii, însă este o zi foarte bună să te organizezi pentru următoarele săptămâni. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna pe harta natală în semnul Săgetătorului. Astăzi te centrezi pe tine, ai de luat niște decizii importante privind locul de muncă și s-ar putea să primești o ofertă tentantă să te muți la o altă firmă sau la un alt loc de muncă. Nu-i da cu piciorul acestei oferte, gândește-te bine, dar s-ar putea să ai foarte multe avantaje de pe urma ei. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna pe harta natală în semnul Capricornului. Astăzi, Capricornul este centrat mult pe rezolvarea unor probleme în familie. Poate e vorba de hârtii, poate e vorba de acte, poate e vorba de documente. Cert este că semnul tău zodiacal este prins în multă birocrație, hârțogăraie și acte de care trebuie să te ocupi neapărat. Nu strică să arunci o privire și în contul tău bancar sau să te gândești la relația pe care o ai cu banca, pentru că acolo este vorba de o reșalonare, o întârziere la plată, ceva trebuie rezolvat cu banca. Iar amânat nu înseamnă rezolvat. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna pe harta natală în semnul Vărsătorului. Aveți grijă la conflicte fie cu parteneri de afaceri, fie în iubire cu partenerul sau partenera voastră. Vă certați din temir ce, dar subiectul principal al certurilor ar fi lipsa banilor sau nesiguranța zilei de mâine. Și de aici poate izbucni conflictul, nu știu, că ai pus paharul de apă greșit sau că n-ai spălat vasele. Dar de fapt voi să detonați altceva. Și nu știu cât vă puteți feri astăzi de ceartă și conflict, cât mai degrabă încearcă să nu spui chiar tot ce gândești, pentru că riști să rănești persoana din fața ta extrem de mult și anumite lucruri, odată spuse, nu mai pot fi luate înapoi. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna pe harta natală în semnul peștilor. Astăzi, peștii nu excelează la capitolul intuiție, lume nevăzută, conexiune cu energiile, deci partea ezoterico-spirituală e puțin șchioapătă astăzi. În schimb, maximă intuiție legată de investiții, economii și cum să faci bani. Adică, vezi, azi nu ești cu spiritualitatea, dar ești cu materialitatea foarte puternic aspectată. Și este o zi în care se discută, vei avea două discuții importante sau două discuții cu oameni importanți pentru tine. De pe urma acestor discuții îți vei trage niște concluzii care te vor ajuta foarte mult în acțiunile tale viitoare. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei de 16 aprilie. Vă mulțumesc că mi-urmăriți activitatea.
Nu uitați să apăsați butonul subscribe și să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând!